Eu zic că a fost un raliu foarte bun, a fost și cea mai bună ediție de până acum. Țelul nostru la Arad, și am vorbit cu toată lumea și pentru asta muncim, este ca Aradul să ajungă într-o zi etapă în campionatul mondial de raliuri. Și ești așa și pe șosea? Nu. Să știi că de când am mers la raliu și pe autostradă, 130-140 mai mult nu. Ai grijă de ea când te duci la serviciu? Ba da, cum să nu? Deci eu consider că la o mașină este foarte important să îi faci serviciurile, să ai grijă de mașină, să ai, nu știu, și accelerația și frânarea contează. O mașină trebuie să nu fie bruscată foarte tare, mașina trebuie să simtă și așa că merge într-un mod mai lin. Aveam la un moment dat impresia că încearcă pur și simplu să nu-ți mai dea voie să gândești ce vrei tu, să nu-ți mai dea voie să fii ce ești tu. Și asta așa, într-un fel, m-a făcut să cred că trebuie să iau decizia de a pleca din țară. Bine, am fost în Grecia, la Balcaniada, și de acolo am trecut ascuns într-un tir, un englez m-a ascuns sub patul lui într-o ladă. A fost greu, am stat 36 de ore în ladă, dar să știi că o experiență foarte bună. A fost lungi. Foarte lungi, dar... Dacă îți dorești ceva în viață cu adevărat, reușești. Germania a fost o experiență foarte dură pentru mine. Primii oameni cu care am avut contact în Germania m-au păcălit de primii bani pe care i-am câștigat. Am primit 20.000 de mărci de la Bayer Leverkusen, clubul la care am boxat la amatori în Germania. Ei venind cu mine, eu nu știam germană, au pus mâna pe bani, mi-au luat și la revedere. Mai ții minte meciul Samaniego? Ei, nu mai retrăiești așa când îmi aduce aminte? Normal, n-am cum să uit, fiindcă a fost cel mai important meci din viața mea. A fost un meci în care a fost o miză foarte puternică și este imposibil să-l uit. Despre sport, îmi place. Iarna merge cu placa. Din păcate este mai periculos decât ce am făcut eu și până acum, din păcate, l-am operat de 3 ori. Vara merge cu bicicleta, face coborâri prin pădure cu mountain bike-ul. Dai seama că nu pot decât să fiu alături de el, chiar dacă nu sunt poate 100% încântat de ceea ce face acum.